În acest an vor fi disponibile aproximativ 60.000 de locuri de tratament balnear, cu aproximativ 1.000 mai multe față de anul trecut, se arată într-un act normativ publicat în Monitorul Oficial. Documentul reglementează de asemenea modul de acordare, distribuire și decontare a biletelor pentru anul în curs. Potrivit angajaților Casei de Pensii Gorj, sunt alocate 19 serii de bilete. Prima tranșă ar trebui să înceapă pe data de 15 februarie. Pentru anul acesta avem câteva informații și câteva noutăți privind biletele de tratament aferente anului 2014. Știm că pentru anul 2014 sunt alocate 19 serii de bilete. Prima serie ar trebui să înceapă pe 15 februarie, iar ultima în jur de 30 noiembrie. Prima tranșă de bilete ar trebui să plece cu 15 februarie, încă nu ne-a venit absolut nimic în programe. Noutăți față de anii precedenți constau în faptul că seria nu mai este de 18 zile de tratament și acum este de 16 zile. Avem informații că sunt câteva modificări și la criteriile de aprobare și de acordare a biletelor, dar încă nu ne-a venit absolut niciun fel de modificări. Sunt semnale că până în data de 15 februarie, când e prima plecare, se intre în calculator și să putem să dăm drumul la oamenii stațiune. Încă de la începutul anului și până în prezent, sute de pensionari se adresează instituției pentru a afla cum pot să intre în posesia biletelor. Acestea se alocă tot în baza cererilor depuse de potențialii solicitanți. Biletele de tratament se acordă tot ca și până acum în baza cererilor depuse de potențialii solicitanți, se depun prin poștă, momentan tot pe cererile model din anul 2013, însoțite de o copie după buletin pentru identificarea în baza codului numeric personal. În 2014, pensionarii din țară au la dispoziție 10.000 de bilete gratuite sau subvenționate, mai mult cu 50% în plus față de anul trecut, pentru stațiunile balneoclimaterice din țară. Numărul acestora a crescut de la 50.532 în 2013 la 59.641 anul acesta.